Mă numesc Sandu Mihadin, comuna Murgeni, județul Vaslui. Nu suntem mulțumiți cu ceea ce s-a petrecut azi în Murgeni. A venit ordine după forțele, ordine, a venit domnul inginer, nu a vrut să ne lasă cu apă, nu a vrut să ne lasă, că avem câte 10 copii, avem... Avem greutăți, suntem cetăjâți, avem datorii, 32 de milioane m-a găsit la apă și am dat 10 milioane pe casă. Pe casă am dat 10 milioane. I-a murit femeia. Sunt mai de steaua mea cu atâția copii, sunt rămâne nespălați, rămâne neîngrijiți, fără apă, în curte. Nu mai merge băieții la școală din cauza apei acum. N-ai cu ce să le speli, n-ai cu ce să le faci mâncare. N-ai cu ce să le mai spălăm, bro. Acum era bun. Toate 97 de milioane mi-a cerut la apă. 96 de milioane. Mie mi-a cerut 32 de milioane. 96 de milioane mi-a cerut la apă. Eu și cu copiii mei care sunt aici, eu am 16 copii. Mi-a cerut 96 de milioane, început să râd de toți când au auzit. Cât? 96. Și pe casa asta care am, am dat 25 de milioane pe ei. Și mi-a cerut la apă 96. Da. Primarul a venit la votare, s-a bucurat că am oameni mulți, acum ne-a lăsat, s-a ascuns și a fugit. La votare suntem buni, la așa ceva nu mai. Gata. Lăsați cu aer barul starii din tine, bă. Ne-a oprit socialul. Când era primarul atât care acum câțiva ani, când era primarul celălalt acum câțiva ani, n-am avut datorii, n-am avut nimic. Cum a intrat aici, ne-a găsit cu datorii. 96 de milioane. Haideți, mai trece la premă.